de dragoste, există câteva versuri absolut extraordinare, care sună cam așa: cine în lume a mai văzut lucru nemai auzit? A trăi și a nu iubi, dacă ai ști, dacă ai pricepe dragostea din ce se începe, din clipitul ochilor și din strânsul mâinilor, de la gâtul cu mărgele, de la mâna cu inele, din picioare spălățele și din poale cu rățele, de la buze subțirele, dulci ca fagurul de miere. Stau și mă întreb când și când ce iubirea pe pământ. Iubirea e floare rară ce înflorește în primăvară. Iubirea e floare din rai ce înflorește în luna mai. Dar fi viața cât de amară, iubirea n-o să dispară. Focul ei se aprinde iară ca o dulce primăvară. Vreau să mulțumesc TVR Craiova pentru ocazia de a participa la acest concurs foarte frumos. Sunt emoționat puțin că sunt prima dată în fața unei camere de luat vederi și nu am cuvinte să exprim față de soția mea, care mi-a suportat toate metehnele în acești 20 de ani de căsătorie pe care îi vom aniversa în luna septembrie. Îi doresc cu această frumoasă sărbătoare multă sănătate și fericire și să ne înțelegem în familia noastră. Asta este lucrul cel mai important, nu banii. Înțelegerea în familia noastră, cum a fost până acum, 20 de ani, să sperăm că, mă rog, să vă apucăm 50 de ani. Este cadou cel mai frumos care cred că aș putea face soției. Pentru că suntem în luna iubirii, transmit un mesaj de iubire pentru toată familia mea și pentru toți locuitorii noștri din Grecești.